Cu Costin Lazar la timonă, mușelul Câmpulung merge asemenea unui ceas elvețian. În această dupamiază, mușeleni au jucat în deplasare la Olimpic Zărnești, în turul 2 al Cupei României și s-au impus într-o manieră categorică 3-0, la pauză 0-0. la -0. Au marcat Lucas Fernandez de două ori și Dumitrescu pentru un succes care duce echipa noastră în turul al treilea al competiției. După 2-1 pe teren propriu cu cetate Râșnov, aceasta este a doua victorie a echipei mușelul Câmpulung într-un meci oficial cu Costin laser pe banca tehnică, iar pentru a ajunge în grupele Cupei României, obiectiv pe care echipa noastră și l-a propus, mai are nevoie de alte două victorii. Una în turul al treilea programat pentru miercuri săptămâna viitoare și încă una în play-off pe 30 august.